Artiștii Operei Române Craiova fac ultimele repetiții pentru spectacolul care va avea loc sâmbătă seara și care îi va aduce în fața publicului pe soliștii Mariana Bulicanu, Mihaela Popa, Bogdan Lupea, Ioan Chierata, orchestra și corul Operei Române Craiova sub conducerea muzicală a maestrului Dumitru Cârciumaru. Ținem foarte mult la acest concert. Este pregătit din timp, este pregătit de o lună și ceva, ce e suficient. Necât încă este una din cele mai complicate lucrări a lui Wolfgang Amadeus Mozart. O facem cu dragoste de muzică, o facem cu dragoste pentru craioveni și sperăm să avem o sală relativ plină cu distanța socială, după cum vedeți și noi, respectăm aceste condiții, dar o facem cu dragoste pentru muzică și cu mare sărguință. Intrarea este gratuită, iar spectatorii sunt rugați să rezerve locurile la Agenția de Bilete a Operei Române Craiova. Organizatorii spun că vor lua toate măsurile pentru siguranța celor prezenți. Spectatorii trebuie să poarte mască de protecție și să-și păstreze locurile pe toată durata evenimentului. Accesul la spectacol este permis în intervalul 19:30-20:30 persoanelor cu o temperatură de maximum 37,3 grade Celsius, în limita locurilor disponibile și a măsurilor dispuse de autorități.